Certificatele de CO2 s-au scumpit ajungând la un nivel istoric la data de 6 iulie de 29,6 euro, preț care nu a mai fost înregistrat în ultimii 11 ani. Afectat de această creștere este complexul Energetic Oltenia, al doilea producător de energie al țării care anul trecut a primit un împrumut de stat pentru a-și putea achiziționa certificatele de CO2 aferente anului 2019. Cotațiile emisiilor au crescut puternic pe Bursa germană E ajungând la valori record. Astfel, după creșterea susținută a cotațiilor, tona de CO2 se tranzacționa la data de 6 iulie la 29,6 euro, asta în condițiile în care la jumătatea lunii mai pe aceeași piață EX, cotația era de 18 euro. Pentru anul trecut ce Oltenia a primit un împrumut de la guvern, necesar achiziționării acestor certificate de 251 de milioane de euro, pentru că avea de cumpărat 16 milioane de certificate și nu nu a putut cumpăra din surse proprii decât 4 milioane. Costul estimat de achiziție a fost de 24 de euro pentru fiecare certificat, dar beneficiind și de unele condiții favorabile ale pieței. Certificatele au fost cumpărate la prețuri cuprinse între 16,5 euro și 21,5 euro pe certificat, în funcție de momentul achiziției. Din acest motiv, compania ar fi economisit circa 60-65 de milioane de euro din creditul pe care îl acordat în acest scop guvernul la începutul anului 2020. Evident și pentru acest an compania trebuie să cumpere certificatele aferente producției de energie până în aprilie anul viitor și este clar că acest preț record de 29 de euro, dacă se menține, va pune o presiune suplimentară pe finanțele companiei.